Punct final în cazul morții lui Valeriu Boboc, tânărul snopit în bătaie în timpul evenimentelor din 7 aprilie 2009. La 13 ani de la acea tragedie, Republica Moldova a pierdut procesul la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, iar guvernul de la Chișinău a fost obligat să plătească despăgubiri de aproape 60.000 de euro familiei sale. Curtea Europeană a mai constatat încălcarea dreptului la viață și lipsa unei investigații eficiente. Singurul recunoscut vinovat în Republica Moldova că i-a aplicat lovitura fatală este fostul polițist Ion Perju. Acesta a fost condamnat la 10 ani de închisoare, dar nu a stat nici măcar o zi după gratii, pentru că a reușit să fugă din țară. După 13 ani de durere și suferință, tatălui Valeriu Boboc susține că este mulțumit de decizia Înaltei Curți de la Strasburg. Procuratura trebuia să se ocupe concret de cazul ăsta, să investigheze. Aproape deloc nu s-a investigat, s-a găsit acolo ceva, un sat pe ștoș, cu asta s-a terminat. Dar nu s-a investigat cazul până la urmă, nu s-a dovedit, nu s-a făcut ancheta cuvenită și din cauza asta, clar că Curtea Europeană a primit așa hotărâre. Pe 7 aprilie 2009, Valeriu Boboc se afla în Piața Marii Adunări Naționale, protestând pașnic împreună cu alți tineri, când polițiștii l-au reținut și l-au bătut până la moarte. El a fost transportat la spitalul de urgență, dar medicii nu au putut să facă nimic decât să constate decesul lui. Acum un an, în cadrul unui interviu oferit postului nostru de televiziune, tatălui Valeriu Boboc spunea că și-ar dori ca toți cei care se fac vinovați de moartea fiului său, inclusiv pentru că au dat ordine ilegale, să fie pedepsiți. Drama noastră a rămas aceeași care a fost la început, de atunci de când l-a omorât pe Valeriu. Întreabă, aici este locul unde l-au înconjurat pe Valeriu și l-au omorât. De întâi a fost lovit de polițistul ăsta Perju, care mai apoi a fost condamnat și i s-a dat voie să plece și pe urmă alte secvențe nu mai arată când l-au înconjurat. După spusele martorilor, l-au înconjurat mai mulți din fulger și l-au bătut până la moarte. Singura persoană care a fost găsită vinovată de moartea tânărului a fost Ion Perju, pe atunci inspector al Poliției Criminale. În 2015, el a fost condamnat la 10 ani de închisoare cu executare. Totuși, el nu a fost încarcerat, deoarece a părăsit ședința de judecată cu puțin timp înainte de pronunțare sentinței. În cadrul procesului, fostul polițist nu și-a recunoscut vinovăția. Asta deși o expertiză tehnică a imaginilor video efectuată în 2010 de Departamentul Investigației Computerizate și Examinarea Probelor din Statele Unite a demonstrat contrariul. Specialiștii au stabilit că Ion Perju apare în imaginile surprinse de camerele de supraveghere de pe clădirea guvernului în acea noapte, aplicându-i lui Valeriu Boboc lovitura care, potrivit procurorilor, i-a fost fatală. În 2015, Ion Perju a fost anunțat în căutare de Interpol, însă nu a fost deferit justiției de la Chișinău nici până astăzi. Am încercat să aflăm detalii în legătură cu acest caz de la șeful biroului Interpol Moldova, dar Viorel Țențiu nu ne-a răspuns la apeluri. Iar avocatul fostului polițist spune că nu știe unde se află clientul său și că nu a mai vorbit cu el de 7 ani. Dosarul morții lui Valeriu Boboc a ajuns la CEDO în 2017, după ce justiția de la Chișinău a emis o sentință finală în acest caz. Un an mai târziu, instanța de la Strasburg a cerut autorităților din Moldova explicații privind circumstanțele morții lui Valeriu Boboc. Prin urmare, CEDO a constatat violarea articolului 2 din convenție care se referă la dreptul la viață, bătaia până la moarte de către poliție, utilizarea forței în cazul în care aceasta nu era absolut necesară și lipsa unei investigații eficiente. Pentru toate aceste încălcări, guvernul a fost obligat să achite familiei Boboc despăgubiri morale în sumă de 50.000 de euro și 7.000 de euro cu titlul de costuri și cheltuieli. Până în prezent, Republica Moldova a plătit peste 5 milioane de lei în cazurile legate de 7 aprilie 2009. Statul a fost condamnat în peste 10 cazuri, iar în alte 12 și-a asumat vina obligându-se să plătească despăgubiri victimelor. Apreciez munca noastră? Susține-ne cu o donație! Scanează QR code.